Săptămâna aceasta a fost pe data de 18, ziua poliției. Am fost și i-am felicitat cu ziua poliției, dar Șefciu Cristina, secția șef de post Buiucani, m-a amendat cu 2500 și cu 2500 de lei, deși că vorbesc la microfonul liber în parc aici. Dar unde, cum i-ai felicitat? Ai fost aici în parc și ai vorbit? Nu, dar m-a chemat la poliție de duminica trecută. Dacă vorghesc, dacă duminica asta vorghesc, onoarea și demnitatea polițistului Lozovan și de staș. Cristina Șevciuc, municipiul Chișinău. Și chestia că m-a chemat în luni, zic că eu după lege am voie 3 zile, aștept în eu avocat să mă duc la dumneavoastră, mă sună joi. Hai domnul să Gaidac, veniți, că nu o să vă amendez, trebuie numai să dați declarații, mă duc. Te-o păcălit. Șeful poliției maiorul îmblă în colo-ncoașă, de dumneavoastră sunteți amendat, ați pătat onoarea și demnitatea lui Lozovan. De acum am 35.000 de lei amendă, pătare onoare și demnității polițistului Lozovan, colonel de poliție Cerescu. Bun, dar ce scornire? Care a fost minciuna? Și zici el? 2500 de lei, într-adevăr. Da, 2500 și 2500, dar de mai. A, două? Da, două. Dar de ce două? Onoare și demnitatea polițistului Lozovan. A, cu aceeași mână scrisă. Da, dar și interes. Dar cum de aceeași dată de două ori? De ce două ori pe aceeași dată? Dar eu am scris numărul o lămurire, dar îmi pune două amenzi. Și scriu numărul lămurire și am patat onoare și demnitatea lui Lozovanu și a lui... A, pentru că sunt doi polițiști, două amenzi, da? Da, asta am vorbit de dânși încă... Prin iunie, vara, înțelegeți dumneavoastră, dar cum a căzut guvernul Maia Sanzu a apucat de mine? Amendă. Urmăriri, îndeschid de acum pornirea urmăririi penale. Eu am pe data de 16 în ianuarie. Dar ei zic că timpul săvârșirii 20-10. Pe 20 octombrie, îi spun că ai spus asta pe 20-10. Da. Nu, a fost mai de mult despre... Polițistul Lozovan și Fruză. Și aia că este alta și în iulie, da, este și una din 19 și a 7-a. Da. Dar zici că anul timpul săvârșirii anul 2018. Dar unde a stat? Da, uite, asta se anulez numai pe motivul ăsta, că chiar dacă a fost fapt în 2018, nu poți să te mai pedepsească după un an. Mă duc mâine, scriu cererea la avocat de stat și o contest, înțelegi? Deci asta e sigur o anulez, pentru că e scris 2018 și problema ei. Dar asta altă din 20 octombrie, trebuie cumva să... Acum la Miron Costin am... dar încă una am... Am fost amendat cu 11.000 de lei pe 11 februarie și Dar ce fel de amendă penală sau ce cu 11.000 de lei? Nu, tot 11.000 așa. Foarte mult. Da, foarte mult. Pătarea onorii și demnității a soției 3.000 de lei. O scris plângere, da? Da, procurorul șef Tocarciuc 3.000 de lei și Lozovan câte 2.000 jumate. De pe 11 februarie până acum, până pe 11 decembrie, 11 luni de zile o stat. Dar eu le-am contestat. Conțincios administrativ la Rășcanu, m-a trimis la Cecana, la Miron Costin, am contestat la procuratură, de poliție sau cu procuratura. Am contestațiile, pe 11 februarie m-am amendat, pe 25 am contestat și 29 am contestat, 25 da. Termenul în 14 zile, 15 zile termenul. Ce gândiți? Acum vine de la executorul judecătoresc Iurie Gâlcă, Alexandrie, cabinetul 808, în deal Alexandrie 1. Și că trebuie să plătești. Că se execute, da, se execute. Și am luat... Dar pe instanța ce a zis? Nu a pus pe rol? Dar instanța deloc, nici nu a pus pe rol și nici nu m-a chemat, înțelegi? Dar ai dovada înregistrării? Ai dovada înregistrării contestației? Am dovada contestația. Unde? Unde ai dus-o? La poliție sau la instanță? Nu, am contestat la procuratura Rășcani și nici nu... Dar de ce procurorii te-au amendat? Și nici nu m-a chemat la ședința de judecată. Bun, și ai dovadă că ai contestat la procuratură? Ai de la cancelarii? Da, am că am contestat și nu am fost chemat în ședința de judecată. Și acum ne-a luat avocat să contest decizia executorului judecătoresc Iuri Gâlcă că e ilegal, înțelegi? Dar cât vrea acela? Acele 11.000? Da, 11.000. Apoi am fost 15.000 jumate de polițistul șef Cricova, Rotaru, 15.000 jumate. Mi-a luat avocat, am contestat, până ce și nu mă cheamă ședința judecată, înțelegeți? Mă cheamă acum Gâlcă Andrian, pe dumneavoastră este pornită din nou urmărire penală. Mâine am ședință în dosarul penal, v-am spus că e fabricat. Unde? La comandă. Buicani. Uh-huh. Judecătoare Vasilița Muntean, pasul la judecată, nu la procuratură. La judecată, dosar penal. Dar acum ni se intentează
iar din nou urmărire penală. Am fost la dosarul penal și. Poftim? Violența în familie, care v-am spus, nu am avut loc și am depus la judecătoare să fie audiat martorii care confirmă nevinovăția mea și judecătoarea i-a respins aici patru martori care sunt principali. Mi-a pus, da, am mâine doi martori care, într-adevăr, că eu pe data de 3-6 mai, când am încălcat ordonanța de protecție, cum spune, eu m-am aflat cu alți doi oameni pe unde a fost Alexandru și am filmat. În altă parte, da. Da, în parte, 100 de metri. Soția spune că știe, în dosar penal, știe că eu mă găsesc pe libertății 8. Anchetatoarea, acum am fost la Rășcan, cu anchetatoarea Irina Tamburo, zis că e în concediu de maternitate, anchetatoarea vine la fața locului duminică 6 mai, că ca când eu am fost acasă și am încălcat ordonanța de protecție, dar nu mă sună și nu mă să documentez cazul, nici nu sunat, înțelegi? Luni m-a... Păi este fără de lege, le-au făcut încă pe timpul lui Andrei Năstase, am pe timpul noului ministru, da? Nu, nicio schimbare. Andrei Năstase nu era ministru, asta e 3 mai 2018. Încă de un an mai devreme. Da. Pe 3 mai 2018, Andrei Năstase, fiind protestul la Ciurescu, pe mine mă sună Serafin Vasilache și aveți ordonanță de protecție. Peste o oră trebuie să ieșiți la judecătoria Rășcanu. Eu activam taxi expres Ciurescu. Mă duc la Rășcanu ca recuz judecătorul, când aveți peste o oră. Era soția, avocat Cheibaș, fost polițist, fiica. Ordonanță de protecție. Soția vine la de declarație în ședința de judecată și spune: Andrei a încălcat pe data la ora 6, pe 3 mai la ora 6, dar la ora 6 nu mi-a fost pus ordonanța de protecție. De unde eu, plecând înapoi în Ciurescu la serviciu, am lăsat mașina taxi, eu lucram în fața polițistului Lozovanu, în fața primarului, taxi expres, fără numere albi, fără cec, galbene taxi, da, în fața lor, înțelegi? Și te lauzi că lucrai ilegal. Nu ca așa. Mai vrei amendă și pentru asta? Așa e taxi expres Ciurescu. Protejat de poliție și de primar, am înțeles. A doilea mă duc la Andrei Năstase și Inga Grigoriu. O să-ți dăm pe Dumitru Pavel, juristul la Jurnal TV. Dar pe urmă zici că... Eu l-a ajuns să mă mai ating în Curtea Constituțională, nu? Sau era candidat? El e la CEC. Sau la CEC, da. Ce miru-i președinte, Lebedinski și Mariană sunt vicepreședinte. Da, mi-am înțeles. Și Inga Grigoriu ieșe, da, la nas telefonul mă gine la lui Oleg Brega, că Oleg a să te ajute. Că de atunci am aștept cu dumneavoastră, dar nu că... Păi și nu te ajută cu nică, grăiești la cameră și iei amenzi. Amenzi fiecare săptămână. Acum, pe data din 19, m-a chemat iar lungi anchetatorul Gâlcă Andrian și am depus șerinii, s-o dat avocat de stat și mă duc la dânsii. Data din 19 era și ziua soției, am felicitat-o prin fiică cu ziua de naștere și mă duc acolo și că... Ia, domnul Săgădac, și mă ta vrei să schimbi un sistem întreg, n-ai să faci mă ta nică. Cine ți-a așa? Anchetatorii de acolo, cum mă cunosc toți anchetatorii, m-am întâlnit acolo cu polițistul Pascal, care a fost în Ciurescu, am zis, da, Ciurescu și voi în Ciurescu sunteți răi. Și mai scurt ni se intentează, deci că pornirii urmăriri penal mi-a spus vineri, că luni nu mi decât să mă duc din nou. Domnule Gâlcă Andrian, eu nu o să vin, deși că mâine am dosar penal, judecată la Bulcani. Dosarul penal și trebuie să mă întâlnesc cu avocatul și așa mai departe. Da, ai până acum avocați de la stat, te apără în anumite dosare. Am avocat de stat, am găsit amuia unul bun, dar nu o să-i spun familia că... Ca să nu-l strâși. Nu, sarmanul. Să nu-l retragă. Umblă pe la troleibus și așa. Dar restul avocaților de stat în toate. Eu mă duc și fac lucrurile lor. Deci procedurile în locul lor. Depun cereri de partajare averii, de asta, anulare contract de donație. Trec 5 zile, mă duc la judecător. Deci nu respectați legea. El
peste 18 zile îmi dă răspunsul și am mai departe. Avocații stau, și domnul s-a gădat tot ultimatul dumneavoastră. Cam câți avocați de stat este? Am, de mă știi tătălea cu rosor și mă, am, vreau să mă duc la avocatul poporului, văd cum a sfătuie. Am păi dar, trebuie intervenit și... cumva, să oprească fără de lege asta, că aici toți avocații de stat o să trebuia să ocupe de dosarele matale. Da, dar eu vă... Câte resurse cheltuie și procuratura, și poliția, și judecățele, și încă și avocații de stat. Domnule Oleg, eu vă spun că aici stai la, anchetatorul, a spus, de la procuratură au venit plângeri pe dumneavoastră. Asta s-a comandă de viceprocuror să gere și nu șubărul soței și nu meu de cunonit. Cine a spus asta? Poftim? Cine a spus asta? Nu, la martor. Sau dumneata deduci că comandă. Martor și avocatul și eu am spus, deci dumneavoastră vedeți, nu n-a să schimbați dumneavoastră un sistem. Ne vine decizii, băieți, tata e clar că e la comandă și așa, dar s-a gândit că Andrei nu vrea să schimbă un sistem. El vrea averea lui muncită 55 de ani înapoi. Și ni s-o dat, am obținut în 2 ani de zile, obținut că m-a dus acasă pe 1-2 decembrie, soția fiind aici, de pe 20-9 decembrie, ni s-o dat scurt, ne-a dat aliment și așa mai departe, nu ne-a permis în casă, o scos la poartă, o zis să chem poliția, vine poliția. Ca martori sau ce? Da, poliția ca martor, am 7 august s-am chemat 11-26. Ca să nu pretinde iar că e încălcat ordonanța de protecție. Da. Am tot ești sub ordonanță? Nu, din septembrie. De-am să te partajați, separat, da. N-am partajat încă nimic, ședința de judecat spune pe 3 luni de zile 28 ianuarie 2020. Dar nu s-a pus echestul pe casă și eu am dubile că de acum casa ai făcut sau ai vândut, s-ai făcut persoane interpus, fiică sau așa mai departe. Am fost la notar, Olga Golubciuc, care o știu că spune, domnule Sagaidac Andrei, dar dumneata știi toate legile și așa mai departe. Am fost la Olga Golubciuc, am fost la cadastru, nimeni nu-i spune. Nu pot afla, îți date secrete. Notarii, pentru notar asta e dată secret, să spui dacă s-a făcut pe altcineva casa, înțelegi? Și când persoana vine și spune la evidență că a cumpărat imobil la cadastru, atunci ați aflat. Și nu pot afla nici, aștept ședința judecată până atunci. Nu afla, îți date secrete de stat a notarilor, înțelegi? Și notarul meu personal, care îl știu din 90, tot e notar secret și nu spune nimic, înțelegi? Și așa ce vreau să spun, e tot la comandă, ne luptăm, nu, i-am spus soției, în toată lumea civilizată oamenii divorțați, dar divorțați omenești, partajează pașnic averea, da. Să mai dă bună ziua pe urmă sau nu și așa mai departe, dar aici nu înțeleg, ceartă. M-am ajuns să duce la Italia, dar procurorul în ședința judecată a spus că vine de pe 20 noiembrie până pe 9 decembrie, înțelegi? Eu pe 1-2 mă duc acasă, el spune că repede scoateți de o gradă tot că eu mă duc la Italia și așa. Apoi vecinii spun 3 zile de rând stă mașină cu numeri italieni, o vede cu dânsa prin Ciorescu cu italian. Băi, om bun! Stai treaba ei, da, viața ei, la mâine vine la judecată. Da. Nu, eu fost de acum audiat, pe 20 au venit și în țară. Și ea nu vrea să vină parte, nu? Poftim? Dacă e despre ordonanța de protecție, trebuie să vină ca parte, nu, ca parte vătămat. Și ce dacă, da? Tu trebuie să asisti, sau vine numai avocatul? Nu m-a audiat odată și gata. Bună, da? Okay. Procurorul vine și avocatul meu. Am înțeles. Am recuzat de acum 3 avocați, zic doamnei Muntean, Vasilița, că am recuzat avocații, deși că prima, Natalia Calgoreanu, îi spune că... De stat. De stat. Domnule Sagaidac, îți bun băieți la judecătorul Papuca, îți bun băieți și Lozovan și primarul, îți bun băieți. Apoi spuneți că... Dar eu m-am uitat în dosar și dumneavoastră sunteți vinovat. Doamne avocați, dați-i dosar penal totuși, dați să ne întâlnim măcar o dată până la ședință. Dați să ne vedem în ședința de... Și ați recuzat-o că nu veniți comunicați niciodată. A recuzat-o, apoi ni se dă altă avocată, Grozova. Mă întâlnesc cu dânsa la Plovdiv, are oficiu și așa mai departe. Ei îmi spun, nu știu dacă statul e capturat, domnul Sagaidac, și vrei să-ți fac eu. Deci vă duceți în locul meu, 3 ani de zile, pur și simplu așa să ne fac nimic, că nu are soție. Păi unde? Dar ce, ești 3 ani de închisoare pentru asta? Nu, risc, da, risc la 1 la 3 sau amendă, atâta timp că eu niciodată nu am avut în 55 de ani poliția, nici un caz. Cred acum ai iată o grămadă pentru tot Ciorescu. Dușmana poporului și văd că primarul îmi răspunde la telefon. Lozovan, de Lozovan îți blocat, de viceprocuror Sângerei îți blocat, nu răspunde. Oameni buni, dacă n-am vieți nici o vină. Viceprocurorul Sângerei înțeleg că ți-i rudă, nu? Sau e rudă soției.
erode vărul soției, dar și în decolonii. Dacă nu, nu aveți nicio vină, de ce nu răspundeți ca să vedea că Andrei? Eu răspund și la poliție, răspund și la anchetatori și tac, veniți amendă, veniți amendă, veniți amendă. Și mă duc, mă prezint, contest amenzele și așa mai departe. Să ne chem neapărat la judecăți cu amenzele astea ca să vedem cum se desfășoară. Da, dacă acum am una de 750 lei făcută de un procuror de 110 la Rășcanu Cașă, am o fost 110 birou. Da, 110 birou. De la Sfieș, mai nu contează, nu contează. Nu și pentru ce amendă 700 de lei? Tot, onoarea și demnitatea polițistului Ciorescu. Asta e prima amendă care a fost pusă pe rol în judecată. Așa. Și repartizată la Cecana, la Ghenadi Pavliuc. Mi se dă avocat, pe 9 a fost decembrie ședința judecată. Avocatul Isaac nu a putut să vină, a avut alt ședință. Așa, s-a amânat din cauza asta. Deci până acum n-ai nicio decizie despre amenzile. Este decât acelea care nu s-au examinat și care vine executorul să-ți ia bani. Da, acel din 11. Dar eu gândit că cred că a trecut un an și eu nu am duplicat. Dar la mine acasă toate păstrează toate documentele. Foarte bine, foarte bine, corect. Și s-a dat acum altă, s-a dat altă avocat croitor. Pe data din 9 s-a amânat peste 10 zile. Da. Acum croitorul iar nu vine la ședința de judecată. Avocatul. Și-a cerut altul. Da. Și îi spune pe telefon, eu nu o să fiu cu Masilea sau Aradosu, dar eu de la Șefciuc la Șefciuc, la jumătate, la două și repede să ajung la judecat, să mă întrezei. El îmi spune, eu vreau să-l, nu-i prea bun Ghenadi Pavliuc, judecător, și să-l recuz, să depun de recuzare, că e pornit pe amenda asta 750 lei și pornirii urmăririi penale, înțelegi? Tot e contestată de avocatul Isaac, dar eu nu știam nică de dânsa. Și ai pus 16 ianuarie, eu nu știu. Oricum, asta e mai ușor că să facă dosar penal. Nu, dar e aberant să aplici două pedepse pentru aceeași fapsă. Eu n-am e ilegal să aplici două pedepse. Dacă l-ai amendat, deja nu mai faci dosar penal. Și acum m-am dus eu, avocatul nu a venit, am recuzat judecătorul. Ni s-o dat alte judecătoare. Ați o dat totuși? Ni s-o dat alte judecătoare și decizia a rămas, nu știu cu oara și n-am mai așteptat-o, am plecat acasă. Deci altă judecătoare să examineze recuzarea. Da, recuzarea. O să primești dar citație pe altă dată, pentru altă ședință. Ghenadi Pavliuc a spus că domnule Pavliuc v-a recuz de aceea că polițistul șef Ciorescu a venit el și procurorul, dar avocatul meu nu a fost. Ghenadi Pavliuc a spus, nu depinde dacă se prezintă procurorul sau avocatul, noi petrecem ședința așa a doua oară, înțelegi? Dar și vinovat eu dacă numesc avocat de stat și ocupat. El nu vine la ședință. Da. Statul trebuie să te apere dacă s-o angajat, ori te apără, ori nu te apără. Fac fără mini sau cum, fără avocat. Am înțeles. Asta cred că e încălcare gravă. Ținem legătura și venim și la judecăți. Să vedem, o să ne amendeze și pe noi oare. 2500 e sumă enormă. Dar de unde acum? Măta n-ai niciun venit, nu din ce lucrez. Nu, m-au concediat din taxi Express Ciorescu, m-au concediat. Și de atunci nu mai lucrez nicăieri? Am fost urmărit, stau pe rețele de socializare, tot timpul, înțelegi? Vreau să-i mulțumesc soției că în 2 ani de zile mi-a dat măcar ceva îmbrăcăminte și alimente din bordei. Da. A doilea, îi mulțumesc primarului Ciorescu că mi-a propus că ea ca este post de gunoier, domnul Sagaidac. Cred că a să venim, dacă aveți mai multe locuri, că am și prietenul meu Vasile Leac de la Bălț, care e fost luptător a războiului de Pinistru, care cu glonte în spate, fără serviciu, moare de foame. Dacă pe mine eu mai am prieteni care mă ajută, omul ăsta, într-adevăr, deci vă întoarceți la Ciorescu la lucru. Ne întoarce, da, Vasile vine de anul nou, e ziua lui, Vasile Leac vine la mine și, domnule primar, gătești, strângem gunoiul, facem Ciorescu capitala curățenie Uniunii Europene. Dar și bani ați luat o grămadă, cred. Eu am spus că primarul Londrei, Johnson ăsta, fostul primar, e prim-ministru, primul stat, ministru de externe, prim-ministru, îmblă pe jos.
Dar la Ciorescu se îmblă în Porsche, Cayenne, Mercedes, ultimul model. Nu știu, domnule primar, nu te supăra pe mine, dar văd că mai sunt oameni care se revoltă. Domnul Bregăt și că m-a avut chemare acolo, n-a fost eu acolo, n-a fost acasă. Că mai stau, ei, mai sunt oameni revoltați, mai stau pe la prieteni, mai stau pe la Rășcani, pe la Orhidei. Bun, hai, las primarul în pace, că nu știu, mai trezești cu amendă și din cauza primarului. Sănătate, nu, primarul răspunde, primarul în legătură de ce a ieși lanț, răspunde la telefon, da, vorbim. Și în fața primăriei am vorbit cu oamenii, ce nu-i vina mea că nu puteți partaja averea până n-ați vă așezat soția. Asta e drept și vina de primărie, da.